Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur enorm că am posibilitatea să fiu împreună cu dumneavoastră și în această seară. Povestim, evident, despre un subiect destul de provocator pentru societatea în care trăim, o lume plină de legiuiri. Nu este greu de anticipat natura acestui subiect, dar primesc din ce în ce mai mult mesaje de la oameni, familiști, părinți, copii, bunici, soți, soții, oameni care au probleme în arta comunicării, în relația lor de familie, în relația lor imediată cu prietenii, cei de la lucru, oamenii din biserică, oamenii din societate și chiar cei din familie. Așa că, sigur că avem o declarație din cartea lui Iov, Scriptura este extraordinară și de data aceasta, ca de obicei, și cu permisiunea dumneavoastră vă invit să citim versetul acesta introductiv. Iacob spune, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, evident, este un om desăvârșit și poate să-ți țină în frâu tot trupul. Deci este prima simbioză pe care o întâlnim în Scriptură, unde cineva, un cântitor, un apostol, un om al lui Dumnezeu, produce fuziunea sau face comunicarea între arta de a păstra, nu? De păstra perfecțiunea comunicării, arta vorbirii, arta interacțiunii sociale, cu cumpătarea trupului. Acest verset este, are o profunzime care acordă suficientă atenție și celor care doresc sau sunt interesați în păstrarea cumpătării creștine, sănătății trupești, nu numai celei a sănătății mentale, să zic așa. Deci, când vorbim despre această declarație, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Pentru mine, singurul om desăvârșit pe care l-a putut cunoaște vreodată și îl cunosc personal și cred că și dumneavoastră îl cunoașteți, este Domnul Iisus Hristos. El este cel care a fost și este și va fi mereu veșnic, perfect în vorbire și a păstrat sau a ținut în frâu tot trupul lui. Domnul Iisus Hristos este modelul perfect. Sigur că a tăcut când a fost ispitit să vorbească, nu? Și a vorbit când a fost ispitit să tacă. Știința aceasta, prieteni, are sau o are numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu știe să tacă atunci când este provocat să vorbească și numai Dumnezeu știe să vorbească atunci când este provocat sau ispitit să tacă. Această știință aparține Domnului Hristos, aparține Tatălui nostru din ceruri. Cu cât ne apropiem mai mult și noi de Dumnezeu, cu atât ne vom însuși această extraordinară știință, știința desăvârșirii prin înfrânarea limbii sau dezvoltarea unei interacțiuni sociale, unei comunicări desăvârșite. Și atunci când suntem desăvârșiți în vorbire, se pare că, de acord cu Iacov, vom avea și o cumpătare a trupului care va depăși nivelul de excelență. Tot disprețul, toată amărăciunea pe care Hristos le-a întâlnit zi de zi, dragii mei, nu l-au putut determina să renunțe la stăpânirea de sine, un lucru foarte important. Când a fost jignit, Domnul Hristos nu a răspuns cu aceeași măsură. El nu a îngăduit pasiunii, dacă vreți, sau firii pământești, să trezească în el dorința de retaliere, ca să-i ocorească pe cei care au folosit orice ocazie pentru a jigni. Nu. Nu, Domnul Hristos n-a depășit niciodată limitele decenței, limitele decorului. Și cine era Mântuitorul? Maestatea Cerului? Regele Gloriei? Chiar și atunci când furtuna sau opoziția creată împotriva sa de către adversarii săi l-au hăituit constant, totuși el nu s-a lăsat afectat de aceasta. E interesant că și-a permis întotdeauna calmul de a nu reacționa la provocări, pentru că El, Domnul Hristos, era întruchiparea adevărului.
Este foarte, foarte interesant, dragii mei prieteni, să realizăm că aceste declarații sunt reale, corecte, cu privire la caracterul Mântuitorului. Atunci când se ridica opoziția, o furtună de antagonizare împotriva lui, Mântuitorul nu se lăsa afectat de aceasta, nu își pierdea calmul și niciodată nu și-a permis riscul de a se lăsa provocat, pentru că el era întruchiparea adevărului. Și adevărul este perfecțiunea. Adevărul în sine este cumpătarea și toate celelalte elemente de detaliu care purced din acest spectru al adevărului în genere. Există câteva declarații care curg ca un râu în cartea lui Iacov și bineînțeles că aș dori să continuăm cu citirea acestor versete, după primul care ne spune că cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit, aș vrea să intru la citirea următorului verset. Tăria de caracter constă în două lucruri, spuneam eu, puterea voinței și puterea stăpânire de sine. Mulți tineri confundă, spre exemplu, pasiunea puternică, emoția, nu frustrarea. Mulți tineri confundă această pasiune puternică sau nestăpânită cu tărie de caracter. Zice, domne, dacă îmi dau drumul, dacă explodez, sunt un om puternic, sunt un om de caracter. Când, de fapt, adevărul este că cei care sunt conduși sau sunt segregați de pasiune, supuși de pasiune, sunt oameni slabi. Mărimea și noblețea unui om se măsoară prin puterea cu care își poate supune simțămintele sau sentimentele sau emoțiile și nu prin puterea cu care simțămintele îl supun pe el, nu? Omul cel mai puternic este acela care în timp ce este expus insultei își va înfrâna pasiunea și va ierta chiar pe dușmanii săi, nu? Astfel de oameni sunt percepuți din ce în ce mai puțin cei drept în societatea noastră ca adevărați eroi. Așa că textul biblic, așa cum spuneam, continuă cu o abordare similară în lumea animalelor, de la care noi spunem că nu avem nimic de învățat. Dar Iacov, în textul următor, spune, de pildă, dacă punem cailor frâu în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, și corăbile, cu cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi, iuți, totuși sunt cărmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mădular mic care se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Și continuă Iacob în următoarea declarație, versetul 6, spune, limba este și ea un foc, o lume de nelegiuiri. Acesta este motivul pentru care am pus titlul acestui subiect, O lume de nelegiuiri. Limba este și ea un foc și este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre, spune Iacov, care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Știți, prieteni, limba. Sigur, există o figură de stil, aceasta este o expresie, există foarte multe metafore cu care se identifică eul personal, sinele nostru, nu? Eul, dorința noastră de supraînălțare, adeseori gândirea este exprimată de inimă. Figuri de genul acesta de stil sunt întâlnite în Cartea Psalmilor și mai peste tot în Scriptură, când omul pare că îi este sugerată ideea că gândește cu inima, când de fapt inima nu este neapărat factorul de gândire, ci este centrul emoțional care de multe ori, din nefericire, stăpânește factorul rațional. N-ar trebui să fie așa. Așa că și în acest caz, limba nu este neapărat conducătorul, este o figură de stil, este o metaforă care arată faptul că undeva în culisele sinelui nostru sau ființei noastre, există ceva care detonează o avalanșă de idei, o avalanșă de frustrări exprimate întotdeauna în cuvinte. Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin, prieteni, este stăpânirea de sine. Dacă un creștin nu poate dovedi sau evidenția în circunstanțe aprige, în circunstanțe critice, nu poate dovedi stăpânire de sine, se pare că
nu are abilitatea sau nu are autoritatea de a dovedi adevărata convertire în viață. Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin este stăpânirea de sine. Este o declarație unui autor inspirat care recomandă această definiție sau verificare sau termometru al creștinului în Reformation Herald în octombrie 31, 1907, paragraful 2. Dar când ne gândim puțin, revenim la limbă, vorbim mult, ne exprimăm mult. În versetul 7, în care din nou revenim la Iacob, spune că toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmbunzesc și au fost îmblânzi, se îmblânzesc, mă iertați, și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Domnilor, prieteni, cei care sunteți prezenți online, vreau să vă spun că această declarație este extrem de importantă, pentru că la un moment dat pur și simplu ne lasă fără speranță. Limba nu poate fi îmblânzită. Este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă și moarte. Și iată cum acest mădular mic creează o furtună sau un foc așa de mare, spunea Iacov mai departe. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, versetul 9, nu? Care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură, spune versetul 10, ies binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâcnește și apa dulce și apa amară? Deci, când ne uităm la orientarea prezentată de Iacov în Scriptură, vedem aplicația stăpânirii de sine alături de îmblânzirea limbii. Toate acestea se regăsesc în mai multe sfere sociale. Câteva chestiuni interesante. Hai să luăm aceste versete și să le prezentăm sau să le găsim un clișeu practic, să le găsim o relevanță în societatea în care facem noi parte. Bineînțeles că fiecare stă pe o altă stradă, fiecare are un alt număr de telefon, fiecare are un gust personal când vorbim de mâncare, îmbrăcăminte și așa mai departe. Și totuși acționăm la fel atunci când vine vorba de limbă, de interacțiune și de maniera în care noi considerăm comunicarea ca artă a vorbirii. Spre exemplu, te cerți cu vecinul. Și ce dacă? Treci pe stradă data viitoare, îți întorci capul când îl vezi pe partea asta, tu te întorci spre cealaltă parte și mergi mai departe. Te cerți cu un coleg de muncă la lucru, îl rabzi 8 ore și apoi pleci acasă. Mergi la biserică? Da. Ce să zici? Te irită declarația unui frate sau unei sore? Chiar ai o discuție controversată, ca să nu spui ceartă, că nu e frumos, frații nu se ceartă la biserică. Și după aia zici, bă, mai rab și eu până la sfârșitul predicii și plec acasă. Bun. Există o evadare dintr-o circumstanță neplăcută totdeauna și, în genere, căutăm zona noastră de confort. Prin excelență, spuneam, mă cer cu vecinul, bă, nu, îl ignor pur și simplu când îl văd pe stradă, mă cer cu colegul la lucru, îl rab de 8 ore și după aia plec acasă și nu mai știu de colegul. Mă duc la biserică, mă deranjează persoana sau declarația sau viziunea sau perspectiva unei alte persoane. Îl rab de o oră până se termină predica și plec acasă și am uitat de fratele. Problema este că mai departe, în momentul în care ajungi acasă și această iritare este sau se întâmplă în familie, te cerți acasă cu ai tăi. Întrebarea este unde mai pleci? Familia este ultimul refugiu, ultimul resort. Familia este ultimul loc în care poți respira liber. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos hăituit de toate circumstanțele sociale create de opoziția fariseilor, saducheilor, liderilor, conducătorilor religioși și chiar cei politici. Pare inspirată spune că în Betania, Domnul Hristos își găsea plăcerea să vorbească fără să aibă grijă că o declarație X ar putea fi interpretată sau interpretată greșit, evident. În Betania, la Lazar, acasă, la Marta și Maria, Domnul Hristos vorbea
relaxat, deschis, fără să aibă simțământul acela de gardă. Pur și simplu, Iisus se simțea în familia lui Lazar ca acasă la el. Deși n-a avut o casă niciodată, Lazar, Marta și Maria, locul unde acești trei frați locuiau, era adeseori locul de respiro, locul de bucurie și de dragoste, în care Domnul Hristos venea ca la frații lui, ca la familia lui. Mâncau o turtă, mâncau o bămăligă, nu mâncau ei că n-aveau, dar ce mâncau? Împărtășeau sărăcia, dar o împărtășeau cu bucurie. Și adeseori Domnul Hristos se bucura să se ducă să mai respire aerul curat, neintoxicat, neotrăvit de opoziția fariseilor, de antagonizarea acestora împotriva la ceea ce gândea Domnul Hristos, la ceea ce vorbea, trăia și practica. Deci, ideea este, te ceri cu vecinul, întorci capul pe stradă și îl ignori. Te ceri cu colegul la lucru, pleci acasă, îl rabzi 8 ore și după aia, bă, mă duc acasă și uit de ăsta. Te deranjează cineva în biserică, mai rabzi o oră și pleci tot acasă, zona de confort. Dar dacă te cerți acasă, unde te mai duci? Casa, familia, este ultimul resort în care omul își găsește zona de confort, este locul unde, ca și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vorbim cu inimă deschisă, ne bucurăm, luăm copilașii noștri în brațe, nu ne e jenă să ne îmbrățișăm soția sau soțul pe soție și copilașii și așa mai departe, o atmosferă frumoasă, extraordinară în casă. Dar dacă casa aceea devine un loc de jale și devine crucea cea mai teribilă, calvarul creștinului, așa cum spune Spiritul profetic, pana inspirată, spune că crucea de acasă, suferința de acasă este cea mai teribilă suferință, este cel mai îngrozitor calvar a unui creștin. De aceea cred că familia devine o zonă de război, prieteni, în care nimeni nu se simte în siguranță. În momentul în care familia, locul din Betania, Betania noastră, familia, devine o zonă de război, copiii nu se mai simt siguri, soțul sau soția, la fel, părinții, bunicii, familia devine un foc care nu se mai stinge niciodată, un loc nedorit de cel care este intrus, un teritoriu unde nimeni nu mai vrea să locuiască. De aceea, după o anumită vârstă, cel puțin aici, în Statele Unite, am întâlnit adeseori tineri, copii, ai de părinți, nu copii care sunt produsul unor părinți, unor cupluri, unor familii, care spuneau, de-abia aștept să împlinesc 18 ani, să plec de acasă, nu? Nu mai vreau să fiu casă, ce asta e casă? Adeseori am auzit copii care spun, zice, nu mai vreau să fiu creștin ca tata și ca mama, venim de la biserică și ne apucăm să-i bârfim pe toți frații din biserică, inclusiv ce-a predicat ăla. Și atunci părinții, copiii spun, domnule, eu nu vreau să fiu așa, așa. Asta este nu niște creștinism. Sinceritatea unui copil poate verifica acuratețea pretențiilor sau declarațiilor noastre. Părinții care au trecut prin viață într-o continuă controversă au predat ștafeta copiilor care au fost marcați de tensiuni, care uneori au fost permanente și care au moștenit temperamente și expresii similare ca a părinților. De multe ori copiii pleacă de acasă și spun, n-aș vrea niciodată să mă comport cum s-a comportat tata sau cum s-a comportat mama cu soțul sau cu soția. Deși când cresc mari, dacă nu primesc părtășia Domnului Hristos în viață, vor face același lucru ca și părinților, inerent, având aceeași moștenire genetică, poate și mai rău. Cel mai greu examen, cel mai greu test, așa cum spuneam, prieteni, este în familie. Nu este ușor să rabzi. Ce să rabzi? Păi să rabzi picătura chinezească, nu? Sau agresivitatea verbală sau agresiunea verbală în fiecare moment al vieții. O vorbă acum, o vorbă peste 2 minute, o pasivitate agresivă. Este aproape un oximoron, o utopie, dar se practică, nu? Nu e ușor să coabitezi, să stai în casă cu o față deprimată care totdeauna lasă un aer toxic după fiecare declarație. Când nu e nimic bun de spus, nu e nimic satisfăcător în viață, nu e nimic ok și dacă aduci luna de pe cer sau soarele sau stelele. Când totul e rău și nu e nimic, nu există niciun motiv de bucurie și de mulțumire. Este noaptea minții unor creștini care practic
s-au depărtat de Dumnezeu sau poate nu l-au avut niciodată. De obicei, întorcându-ne la limbă și la arta comunicării, limba poate calma sau, dacă vreți, pe de cealaltă parte, aprinde un foc care nu se mai poate stinge niciodată. Dar, în genere, limba poate fi controlată și cred că dacă un simțământ din ăsta lăuntric îl poți avea numai atunci când ai o părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Cred că este bine să taci în fața gloanțelor verbale, prietene. Am trăit și eu experiența asta de multe ori în viață, dar vreau să spun că nu e ușor. Să stai în fața gloanțelor verbale, să stai în fața unei furtuni de cuvinte care pur și simplu te străpung în inimă, eu cred că se poate face numai printr-o providență, prin harul și asistența divină a prezenței Domnului Hristos, prin influența bună și minunată a Duhului Său Sfânt. Știți, tot o parte, o pană inspirată spunea, când vine provocarea, ce să facem? Să tăcem. Sunt momente când tăcerea este elocvență. Trebuie să dovedim răbdare, bunătate și îngăduință care ne vor face vrednici să fim numiți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Poate fi o cruce grea să taci când te-ai simți ispitit să vorbești. Poate fi o disciplină dureroasă, dar permiteți-mi să vă asigur că tăcerea face mult mai mult pentru a învinge răul decât o furtună de cuvinte pline de furie. Dragii mei, Maranata 327, paragraful 2, se regăsește și în alte locuri. Dar este o declarație care mi se pare extrem de poate că a fi o disciplină dureroasă, nu? Să taci atunci când te simți îndemnat să vorbești, dar permite-mi să vă spun că tăcerea face mult mai mult pentru învingerea răului decât o furtună de cuvinte pline de furie, prieteni. La piciorul crucii ne ducem acolo. Unii îi vezi plângând în colț de stradă, altul sub un copac, altul într-o cameră. Ce faci, prietene? Ce să fac? Înling rănile, nu? Există o expresie tipică, înling rănile. M-am bătut, am pierdut și acum stau și mă consolez cu ideea că am fost învins. La piciorul crucii, nu numai că ne lingem rănile, dar la piciorul crucii putem auzi glasul Domnului Hristos. La piciorul crucii vom avea mare bucurie să-L simțim aproape, să-I simțim tăcerea, atingerea duioasă pe umărul nostru și să-L auzi pe Domnul Hristos cum spune, lasă-le să treacă, lasă-le să treacă. Toată puzderia aceasta de cuvinte, lasă-le să treacă. Prieteni, am auzit glasul acesta în momente extreme a vieții mele. Domnul Hristos, i-am auzit vocea în conștiință, lasă-le să treacă. Toate săgețile cuvintelor care, mă rog, sunt așa cum sunt și tind să ofenseze eu personal, Domnul Hristos spune, lasă-le, lasă-le să treacă. La piciorul crucii îi auzim șoapta, te iubesc, sunt lângă tine, n-ai niciun motiv să te tulburi. Știți, mă întorc la versetul 7, din nou, acolo, în Iacob, toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Băi, fraților, cum e posibil ca limba noastră, cu care binecuvântăm pe Dumnezeu, și blestemăm pe cei din jur să fie plină de otravă. Pentru mine este un lucru greu de înțeles și greu de acceptat. Și totuși asta este realitatea. Și până la urmă, este limba cea vinovată sau de toate necazurile care se produc în viață sau este altceva? Limba, comunicarea, arta comunicării, ce este de fapt în spatele acestei metafore? Limba, sau mai bine zis, limbajul sau vocabularul, mesajul de comunicare, este practic, prieten, arsenalul, este muniția omului, reprezintă săgețile care țintesc inima dușmanului, adversarului, împotriva căruia dorim să aruncăm toate aceste săgeți.
Dar după acest vocabular, după acest arsenal de cuvinte, mai e ceva. Tonul vocii. Tonul vocii recomandă autoritatea care se adresează eului personal sau în numele eului personal. Deci, pe lângă cuvinte, mai e și tonul vocii. Unii spuneau, băi, nu contează, adică, da, cuvintele sunt cuvinte, dar contează cum le-ai spus. Și eu cred că asta este adevărat. Contează cum spunem cuvintele, cum le rostim. Deci tonul vocii, intonația, recomandă autoritatea care se află în spatele declarațiilor sau în spatele cuvintelor noastre. Marele eu personal. După cuvinte și tonul vocii vine o altă chestiune mult mai serioasă. E vorba de gesticulație. Mai dăm și din mâini ca să avertizăm că treaba e serioasă. Și când dă omul din mâini, știi sigur ce urmează, nu, prieteni? Ca în ultimă instanță, după cuvinte, după tonul vocii, după arătarea cu degetul și datul din mâini, nu, body language, gesticularea trupului, mesajul care este transmis prin această gesticulare a trupului, nu? Mai vine o chestiune. După aceea, în ultimă instanță, avem de a face cu momentul în care, cum să zic, citim intensitatea emoțiilor exprimate prin gesturi, vorbe, tonul vocii. Ultimul element de detaliu este privirea. Uitătura aceea care te bagă în pământ și care reprezintă panaceul urii absolute. Privirea noastră este ultimul element care de fapt este letal pentru o ceartă. Pe stradă, cu vecinul, la lucru, în biserică și, din nefericire, acasă în familie. Prieteni, când ne uităm la toate aceste elemente, tragem câteva concluzii. Cu privire la aceste arme, există și expresii încrucișate. Te întrebi, bărbații, atunci când se încaieră, au o declarație când bărbații se bat, spune, mă te mănânc de viu. Sau dacă întâlnești în lumea femeilor în care nu-ți dorești să fii când se ceartă două doamne, zice, îți mulc tot părul din cap. Toate aceste expresii, fie că te mănânc de viu, fie că îți smulg tot părul din cap, arată clar că limba nu este în control, ci eul personal, care este centru de comandă și care stă să protejeze eul personal. Deci nu numai cuvintele. Unii făceau statistici. Știți că statisticile pot fi credibile mai mult sau mai puțin. Unii spuneau că cuvintele transmit doar 8% din ce vrei să spui. Tonul vocii vreo 22%, gesticulația poate să transmită până la 28% și expresia feței ce-a mai rămas. Din 100% te aștepți că dacă vorbești mult sau vorbesc mult, transmit o groază de informații. Când de fapt cu gura, cu limba, transmit cel mai puțin în arta comunicării. Tonul vocii, body language, gesticularea trupului și expresia feței sunt de fapt cele care transmit cel mai mult bagaj sau restul, majoritatea, totalul bagajului de comunicare pe care noi dorim să-l adresăm în arta, nu, interacțiunii sociale. Dragostea de sine este cea care ne distruge pacea, spune o pană inspirată în Testimonii, volumul 4, pagina 656. Dragostea de sine este cea care ne distruge pacea. În timp ce euul personal este viu, suntem gata să-i oferim continuu, să-l ferim continuu de mortificare și insultă. Deci asta este misiunea omului pe pământ, este să-și apere euul personal. Trăim pentru a ne apăra euul personal. Trăim pentru a apăra euul personal de mortificare și insultă. Suntem în gardă și întotdeauna, în fiecare secundă, suntem gata să ne apărăm și să scoatem pușca, nu, spirituală, limba, acest, să folosim acest mic mădular, limba, pentru a proteja euul ca să nu moară. Că dacă moare euul, euul devine o mumie. Deci vreau să vă spun că cei mai buni creștini sunt creștinii care au făcut din euul personal o mumie
îngropată undeva în pământ, ținută departe de interesele creștine sau interesele individului în ceea ce privește viața veșnică. Deci sunt foarte convins, prieteni, că în contextul acesta, dragostea de sine este cea care distruge pacea, în timp ce eul personal este viu, suntem gata să-i oferim, să-l ferim continuu de mortificare și insultă. Deci nu este limba care produce problema, deși avem metafora din capitolul lui Iov, din cartea lui Iacov, mă iertați, dar nu e limba, e ceva mai adânc, e ceva mai în spate decât limba. Este sinele, este eul personal care stă la pupitru de comandă sau la centru de comandă, dacă vreți, și care conduce toată dinamica vieții noastre. Și care este motivul pentru care ne certăm? Care este motivul pentru care strigăm? Care este motivul pentru care ne încurcăm? Care este motivul pentru care arătăm cu degetul? O, frate, vreau să-mi scot dreptatea. Nu este asta. Nu este asta, prieteni. Motivul pentru care strigăm, motivul pentru care dăm drumul la mitraliera cuvintelor, motivul pentru care oferim o privire toxică, încruntată, motivul prin care elevăm vocea, tonul, este să scoatem în evidență, ca și curcanul, nu, când se înfoaie. Hei, aici este teritoriul euului personal. Nimeni n-are voie să calce pe acest teritoriu. Este euul, este sinele, este dumnezeiașul sau idolul ascuns în inima noastră. Acesta este motivul teribil pentru care majoritatea oamenilor trăiesc pe pământul ăsta. Ferește-mă, Doamne, spunea David, îmi pare rău că nu am declarat asta în PowerPoint, dar m-am simțit inspirat să o împărtășesc cu dumneavoastră. Ferește-mă, Doamne, de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Mândria. Mândria este acea boală care trădează că euul personal e la comandă, la cărma vieții și nu Dumnezeu. Cuvintele sunt primul semnal. Tonul vocii e al doilea semnal. Gesturile, al treilea semnal. Și în final, expresia feței este mesajul ultim cu care omorâm cu vorba pe cei din jur. Privirea este momentul letal când euul personal ucide relația de familie, de prietenie, de biserică, de societate. Nu numai că ucide relația, dar rănește de moarte uneori inima celor din jur. De aceea, pana inspirată spune cea mai înaltă dovadă de noblețe, este stăpânirea de sine, prieteni. Sunt ferm convins că dumneavoastră împărtășiți aceleași gânduri ca și mine și m-am gândit că dincolo de profeție, dincolo de ceea ce fac cei de la Davos, în lăuntru nostru există un război total, un război absolut, un război de mortificare și păstrare a euului și a protejarea a euului personal și a sinelui nostru și cred că asta ne dă cea mai mare bătaie de cap. Cel mai mare dușman al nostru nu sunt vecinii, frații din biserică, colegii de muncă, partenerii de viață, părinții, copiii, soțul sau soția. Cel mai mare dușman al nostru este propriul nou, este nostru eu personal, care refuză să predea controlul voinței Domnului Iisus Hristos. Acum vreau să trec puțin la o chestiune interesantă. De aceea familia creștină, zic eu, este cea mai puternică influență pentru promovarea valorilor creștine. Familia creștină, prieteni, este cea mai irezistibilă dovadă care vorbește în favoarea creștinismului. Când vezi un soț și o soție care se poartă impecabil unul cu celălalt, când vezi copii bine crescuți și respectoși față de părinții lor și părinți care iubesc și îi tratează cu respect la rândul lor pe copii, când vezi un cuplu cu copilași în care există armonie, frumusețea cuvintelor, frumusețea comunicării, un zâmbet, un ton duios, o față tot timpul senină. Nu? Când vezi această armonie de familie, zici, wow, cu adevărat acolo este Domnul Iisus Hristos. Prieteni, familia creștină, adevărata familie creștină, este cea mai irezistibilă dovadă care vorbește în favoarea creștinismului, în favoarea Cuvântului Dumnezeu, în favoarea Bibliei. Ne rugăm pentru acest ideal în viața tuturor celor care sunt prezenți în viața noastră de familie, în viața noastră de biserică, în viața noastră de societate, să putem produce prin Harul lui Dumnezeu oameni
de calitate, relații de calitate, familii creștine de calitate, care să poate să mărturisească pentru Domnul Iisus Hristos. Un text interesant care îmi vine în minte, Deuteronom, capitolul 4, versetul 2, îl avem, cred că în PowerPoint, spune să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Deci observați aici, în această declarație, dragii mei prieteni, avem două elemente. Să n-adăugați nimic la tot ce s-a oferit, ca religie, ca sfaturi de viață, dar nici să scoateți, să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți exact ce v-am spus eu. Adeseori, restricțiile pe care Dumnezeu ni le oferă sau le percepem noi ca restricții, să știți că au tendința să ne treacă prin școala suferinței și să corecteze defecte de caracter cu care ne-am născut. Așa că știu că sunt unii care urăsc în genere restricțiile de orice formă, dar să știți că restricțiile dumnezeiești, cele care vin din cuvântul lui Dumnezeu, ce bine e să nu bei vin, nu, spune Pavel, e o restricție, e o sugestie, un sfat, cum vrei să-l iei, dar dacă ții cont de el, te ajută. Și nu o spune numai Pavel, spun mai mulți. Bine, mai sunt și alte sfaturi pe alte teme, dar important este ca din tot ce ne spune Dumnezeu în cuvânt, să nu adăugăm și să nu scădem nimic. Nu? Pentru că este foarte important. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Eva, căderea umanității, a venit de acolo. Că Eva, săraca, a adăugat ceva și Dumnezeu n-a spus niciodată. Hai să citim. Geneza, capitolul 3 cu 3. Dar despre robul, este declarația Evei, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Observați expresia să nu vă atingeți. Dacă vă uitați în capitolul 2, versetul 17, nu am declarația în PowerPoint, dar dacă vă dați o pagină înapoi în Scriptură, capitolul 2, versetul 17, veți vedea declarația simplă a lui Dumnezeu, să nu mâncați din el. Simplu. Nu spune să nu vă atingeți. Mă, sigur că logica unui astfel de dialog între șarpe și femeie este că atunci când femeia a zis, uite, ne-a zis să nu mâncăm, dar ne-a zis să nici nu ne atinge. Păi stă puțin. Cum v-a zis Dumnezeu să nu vă atingeți de pom când eu, șarpele, stau în pom și nu mi s-a întâmplat nimic? Din cuvintele tale vei fi scos vinovat și din cuvintele tale vei fi scos nevinovat. Și aici a intervenit chestia. Păi dacă eu ca șarpe stau în pomul oprit și nu mi se întâmplă nimic și mă ia. Nu găsim asta în Scriptură, da? Poate că e o speculație, luați-o cum vreți. Dar logica și bunul simț mă îndeamnă să spun, bă, dacă Eva a adăugat la cuvânt și să nu vă atingeți de el, a luat șarpele un fruct de acolo, poftim, eu l-am atins de fruct, ia, nu mi se întâmplă nimic, n-am murit. Nu mor nici tu. Observați ce a îngropat-o pe Eva. A adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Cuvinte, cuvinte, cuvinte. Deuteronomul spunea în versetul precedent să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc și să nu scădeți nimic din ele, ci doar simplu să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Dragii mei, dacă acest verset s-ar păstra în societate, în biserică, în relația cu colegii de lucru, cu vecinii noștri, și în cele din urmă, în sanctuarul sau universul nostru intim care se cheamă familia, atunci sunt convins că toate lucrurile ar merge bine. Dar, din nefericire, noi adăugăm lucruri și când ne este convenient, scoatem lucruri din ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu. Proverbe 30 cu 6 spune, n-adăuga nimic la cuvintele lui, spune Proverbe 30 cu 6, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească să fii găsit mincinos. Păi, întrebarea mea este, Eva ce a făcut? Nu a adăugat la cuvintele lui Dumnezeu și a fost găsită mincinoasă? Iată că și noi, în contextul acesta, de obicei, zelosul adaugă la ceea ce se numește realitate spre propria lui pierzare. Nu? Oamenii zeloși, cum era și Petru și alții, adaugă, înfloresc, vor să-l ajute pe Dumnezeu, vor să pară mai credincioși decât este credinciosul. Aici este problema din familii și aș adăuga mai mult decât asta, peste tot în societate. Noi avem tendința să adăugăm la ce s-a spus
mai mult. Și este foarte trist că aceasta distruge relații. Adăugarea, prieteni, la declarațiile lui Dumnezeu, adăugarea practic este egală cu exagerarea sau, mă rog, inflamarea unor declarații care tind să părăsească zona realității. Cuvinte cheie. Spre exemplu, unul, am luat din toate câte sunt, că nu avem timpul la dispoziție să luăm pe toate și probabil că nu ne ajunge toată ziua. Dar unul dintre cuvintele care sunt sau au boala exagerării și care fac parte, dragii mei prieteni, din arta adăugării la cuvânt, este expresia aceea niciodată. Cuvinte cheie. Tu niciodată nu speli vasele. O declarație. Pe de cealaltă parte, și tu niciodată nu ești atentă cu copiii. Sau nu, niciodată nu ești atentă. Vedeți dumneavoastră expresia niciodată. Este expresia care distruge cel mai mult în familii, în relații. Expresia niciodată. Adică ești cu totul rău, nu ești bun de nimic sau nu ești bună de nimic, niciodată să nu spui niciodată prieteni. Expresia niciodată n-ar trebui să fie în vocabularul nostru, în special atunci când avem tendința de a acuza sau a condamna pe cei cu care trăim, împărtășim viața, necazul, sărăcia, bucuriile și așa mai departe. Deci, expresia niciodată este adăugarea mortală, dacă vreți, pentru cei care vor să răsucească cuțitul în inimă după acea invazie de cuvinte pe care o primești. Proverbe 15 cu 1, o altă declarație frumoasă, spune: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbe 15 cu 1. Iată ce frumos! Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Dragii mei prieteni, concluzia care aș vrea să o am spre finalul acestei declarații este că biserica noastră este bolnavă, biserica creștină în genere, biserica în genere, creștinismul, dacă vreți, ca să fiu cât se poate de unilateral, universal, creștinismul în genere este bolnav de acasă. Biserica creștină sau creștinismul suferă de acasă. Problemele, necazurile, frământările, incoerențele de relație în familie sunt aduse în biserică. Biserica devine ceea ce este familia noastră. Noi producem imaginea sau clișeul real pe care societatea îl percepe mai mult sau mai puțin pozitiv. Prin a aduce cu noi capitalul stării spirituale, experienței personale pe care o trăim în fiecare zi acasă. Dacă iubește cineva, spunea 1 Corinteni capitolul 11, în 1 Corinteni capitolul 11, versetul 16, spune așa: dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei nici în bisericele lui Dumnezeu. Mă spuneți dumneavoastră câtă relevanță are versetul ăsta în contextul creștinismului la nivelul cel mai înalt. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi creștinii nu avem un astfel de obicei în bisericile lui Dumnezeu. Cât de real este acest verset? Cred că mi-ar place și mi-aș dori ca în creștinism această declarație a Apostolului Pavel să-și regăsească pragmatismul, realismul și să spunem: da, Doamne Iisuse, într-adevăr, în bisericile noastre, frații noștri, surorile noastre, prietenii noștri, tinerii noștri, bătrânii noștri, părinții noștri, fariseii noștri, saducheii noștri, dușmanii noștri, prietenii noștri, nu iubește nimeni cearta de vorbe în Biserica lui Dumnezeu. Dar cât de adevărată este această declarație, pe atât de trist este că e departe de realitate. Și mai am o declarație din Proverbe 17 de data aceasta, care este o mega declarație, prieteni, o mega declarație. Proverbe capitolul 17, versetul 19. Domnule, acest verset este un duș rece pentru noi toți, cei care suntem creștini, în special creștini de o bună bucată de vreme. Și sper ca prin harul lui Dumnezeu să putem să luăm aminte la această declarație. Prindeți seva, prindeți substanța acestei declarații. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Wow! Deci dacă există oameni în cercul dumneavoastră
care întotdeauna va adresa sau vă întind întrebări capcană, declarații, care să vă invite pe teritoriul unei dispute. Oamenii ăștia iubesc păcatul. Adeseori întâlnești oameni care tot te-ar provoca, tot ar vorbi, tot ar întreba. De ce nu e așa? Cum e? Albă sau neagră? Nu, e neagră. A, ai zis că e neagră, trebuie să fie albă. Și dacă spui că e albă și ești de acord cu el, iară se ceartă că de ce ești de acord cu el. Dacă spui că e neagră, iară că de ce nu crezi ca mine. Deci, dacă iubește cineva cearta de, dacă iubește cineva certurile, iubește păcatul. Prieteni, oamenii care întotdeauna îi găsiți în mijlocul unui scandal, să știți că oamenii ăștia trăiesc, își trag seva din păcat. Depărtează-te de un astfel de grup sau de astfel de oameni. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Noi, ca și creștini, n-ar trebui să iubim păcatul, n-ar trebui să iubim cearta de vorbe, așa cum spunea Pavel în 1 Corinteni 11, cu versetul 16. Dar dacă există oameni care iubesc certurile, acești oameni iubesc păcatul. Practic, ei nu își trag seva zilnică, viața lor nu vine din vița care este Domnul Iisus Hristos. Ei trăiesc, lâncezesc în păcat. Și atenție, ultima parte a versetului 17, a capitolului 17 din Proverbe, versetul 19, aș vrea să o scoatem în evidență din nou, pentru că este importantă dacă cei de la Tech pot să proiecteze versetul 19 din nou, Proverbe 17. Cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Nu e vorba de construi case. E vorba de construi case aici, prieteni. E vorba de eu personal. Poarta înaltă înseamnă eul personal. Omul care este super omul, omul care dorește închinare ca și Ahab, nu Ahab, Naaman, nu Naaman, mă iertați, Estera capitolul 3, da, Haman, Haman, da, ăsta este numele. El căuta închinare. Pe cine oare vrea împăratul să preamărească? Și euul personal, mândria, îl face pe om nebun. Noi nu mai avem realitate cu, nu avem conexie cu realitatea, nu mai avem tangențe cu ceea ce se întâmplă cu cei din jurul nostru. Nu ne mai interesează impactul cuvintelor pe care le rostim, nu ne mai interesează impactul vocii atunci când folosim tonul ca să impresionăm. Nu ne mai interesează impactul pe care îl are gesticularea, aruncarea sau arătatul cu degetul. Nu ne mai interesează nici măcar, finalmente, încrutarea sau expresia feței pe care o împărtășim cu cei din jurul nostru, să-i băgăm în pământ. Pentru că noi ne-am zidit poarta prea înaltă. Această poartă înaltă protejează eul nostru personal de mortificare și ne face să fim deconectați de realitate. Să-i călcăm în picioare pe cei din jur, să-i tratăm ca pe niște subservience, niște supuși inferiori ai noștri, ca pe niște sclavi și finalmente să ne bucurăm de micul moment de glorie când eul nostru personal a învins o ceartă. Dragii mei prieteni, concluzionez în această seară. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Cine zidește poarta, adică euul personal prea înaltă, își caută propria pieire, Proverbe 17 cu 19. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să învățăm să gândim înainte de a vorbi, să învățăm să ne rugăm înainte de a mustra. O pană inspirată spunea că cei care doresc ca să mustre pe altcineva trebuie să fie gata prima dată să moară pentru ei. Și sfatul era, dacă vrei să mustri pe cineva și nu ești gata să plângi pentru el, nu ești gata să-ți dai viața pentru el, nu te duce să-l mustri. Pentru că nu-l iubești. Și atunci, prietenii, fac apel la inima tuturor fraților noștri, bărbați, femei, părinți, copii, tați, mame, soți, soții, părinți, bunici, tinerei, copilași, nepoței, toți să găsim refugiu la piciorul crucii, acolo la Domnul și să-i spunem Domnului Hristos, Mântuitorule, învață-ne să vorbim, învață-ne să ne exprimăm, învață-ne să avem acel calm și acea răbdare extraordinară pentru a ne bucura
de părtășia noastră cu tine și cu cei din jur. O altă pană inspirată pe care nu o am în prezent, dar îmi permis să o citesc din memorie, spunea că Domnul Hristos a cărat cu el atmosfera cerului peste tot unde mergea. Avea acea pace, acea liniște, acel zâmbet glorios pe fața sa, că fiecare cerșea, savura cu mesaț această brilianță, stare de spirit a Domnului Hristos. Fericirea absolută era în Domnul. Și omul păcătos, cu mândrie, cu eu personal, cu egoism, cerșea, saliva la fericirea Domnului Hristos și spunea: dă-mi și mie acest ceva pe care eu nu l-am. Vedeți dumneavoastră diferența? Cum spunea pana inspirată: guard your character. Ai grijă de caracterul tău și Dumnezeu va avea grijă de reputația ta. În engleză, pana inspirată spune: guard your character and God will take care of your reputation. Tu să ai grijă de caracter, de numele tău bun, de creștinism, de buna cuvință, și Dumnezeu va avea grijă de reputația ta, de numele tău bun. Asta este foarte important. Bunul Tată Ceresc, să ne ajute ca să ne împărtășim și noi cu nesați din această atmosfera cerului, acea fericire absolută pe care Domnul Hristos o împărtășea în jurul lui ca o miasmă, oriunde se ducea. Până și ticăloșii, păcătoșii, farisei, dușmanii, oamenii din opoziție, care erau împotriva lui și căutau moartea, cerșeau cu nesați fericirea pe care Domnul Hristos o avea și pe care ei nu o aveau. Dă-mi și mie acel ceva. Nu puteau defini ce este acel ceva care îl făcea pe Domnul Hristos atât de bucuros, dar doreau, tângeau, râvneau la acea bucurie, la acea pace, acea liniște, acea conștiință împăcată cu Dumnezeu și cu sine, că face totul spre slava și onoarea Dumnezeu și că trăiește nu pentru el, ci pentru cei din jur.